Da. Eu nu am această informație. Dacă dumneavoastră ați văzut personal acest lucru, chiar am să vă rog să-mi faceți o informare. Doamna Flora? Ce vă zici, doamna Flora? Nu, a văzut, era... Ați văzut dumneavoastră, erați prezentă, doamna Flora? Da. Eu... Ați spus nimic? Trebuia să-mi comunicați în momentul ăla. Știu că de regulă când se întâmplă ceva, mă sunați imediat. De data asta a spus doar că vi s-a spus. Acum e prima dată când îmi spuneți că ați văzut dumneavoastră. Deci, e o problemă foarte serioasă aceasta cu Flora spontană și trebuie să mai înțelegeți un lucru. Atâta timp ce nu dețin actele legale pentru comercializarea acestor produse, putem genera o serie de intoxicații care pot duce până la deces. Și cineva trebuie să-și asume acest lucru. Poate nu e o măsură tocmai populară și strânim o anumită simpatie față de aceste persoane, așa cum spuneți și dumneavoastră, cu copii, persoane în vârstă, care, sigur, depun un efort pentru a culege aceste produse, însă acest lucru trebuie să se facă doar în scop personal și nu în scopul comercializării acestora, repet, fiind vorba de un comerț ilegal. Adică vreau să privim cu tot pragmatismul această situație și nu neapărat să dăm într-o latură sentimentală, care, sigur, ne poate afecta, dar în același timp, haideți să înțelegem și obligațiile pe care le avem noi, atât eu ca primar, dar cât și dumneavoastră ca legislativ local și care trebuie să înțelegeți limitările pe care le avem din punct de vedere legal. Dacă dumneavoastră propuneți acum, împotriva legii, să dăm o hotărâre să vindem produse din flora spontană, sunteți liberi să o faceți.